Dumneavoastră vă aparține paternitatea vorbei ai n-ai mingea, dai la poartă. Deși multă lume confunde, zice, domnule, a fost Hagi, a fost Halagian, a fost nu știu care. De fapt, dumneavoastră sunteți cel care a spus vorba asta, nu? Nu e întreagă. Pase scurte și pe sus, ai n-ai mingea, dai la poartă. Dar cum? Povestiți-ne un pic contextul. Pase scurte și pe sus, ai n-ai mingea, dai la poartă. Deci cum e? Pase scurte și pe sus, ai n-ai mingea, dai la poartă. Da. Da, adică e ceva imposibil. Da. Înainte de meciul cu Rapid de la Ploiești, Petrolul Rapid. Ce an? 2000? Da, 2000. Mircea Râdnic se interesa ca orice antrenor de viitorul adversar, cum joacă, cine joacă, ce joacă. Și un coleg de-al noastră, un ziarist din București, la conferința de presă cine? Dinaintea cum, meciului, Cozi. Nu mai țin minte, dar nu are importanță. Okay, tot insista. Ce? Domnule, și cum jucați? Cum o să jucați? Probabil că vroia echipa, probabil că vroia așezarea, sistemul de joc. Nu știu ce-l interesa. Da. Dar tot insista, cred că a întrebat de vreo 5-6 ori cel puțin, dar cum o să jucați, cum o să jucați? Și atunci am spus, păi, o să jucăm cu pase scurte și pe sus, ai nemingea, trage la poartă. Și probabil că a plăcut atât de mult că a rămas în istorie, nu ține minte lumea unde am antrenat sau ce am antrenat, ci vorba asta care sunt diferite zicători așa între fotbaliști sau în... Era oricum, era o ironie a dumneavoastră. Da, sigur. Ca să-l potoliți pe ziaristul respectiv. Și la... sunt multe. De exemplu, când se dă o pasă greșită, îi dă o pasă prea tare și asta, știi? Îi spui, la pasa asta se cere zid. Sunt chestii de-astea pe care noi, antrenorii, le folosim în discuțiile cu fotbaliștii și astea, ca să nu-i insultăm sau ca să nu se simtă cu... musca pe căciulă, e un fel de glumă care... O învelește așa într-o mănușă, mușcătura. Sau dacă pierde mingea, îi spui, mai bine te aplecai, făceai hands, ne așezam în apărare, decât să încerci, nu știu ce dribling, și să ne prindă descoperiți.